rog frumos. Extraordinar, acum mă rog frumos, a? Deci mai faci pe fata bună că nu ți iese rolul, crede-mă. E sunat foarte prost. Păi te auzi? Mă aud. Te mă strâng de mână. Mamă. Ești foarte sensibilă și la mâini. De mâine să ți lege treaba ta și să mă lași mâine în pace. Ha, 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 ce glumă bună. Ai un tupeu fantastic, fetițo. Vorbește frumos cu mine. Vorbește frumos, cu cine merită? Nu se pare că mi-ai vorbit prea urât? Nu. Te auzi? Câte mi-ai spus? Că așa merit. Așa ai spus, că te porți așa pentru așa... Nu ai țipa la mine, că țip și eu, da? Și poți să te acopăr. Păi tu a pornit de o joacă și atunci când am început să mă doare, ți-am spus să încetești, trebuia să încetezi. Da, și ai făcut un show cât ca asta, când tu singur ai văzut să te joci. Și am văzut să fac placă, că sunt eu prea prost și tot timpul vreau să fac pe placă, asta e ideea. Haide, plânge acum, că altceva și să faci? Vorbește frumos cu mine. Eu nu plâng în fața ta când vrei tu. Pleacă și lasă-mă în pace. Deci chiar mă doare, ne cintetează. Lacrimile unde sunt? Plângi, că asta și să faci, altceva nu știi. Tu râzi, tu crezi că asta e o glumă, nu? Păi de tine tot am râs și tot o să râd, că altceva și să fac. Când mă uit la tine, asta mi-inspiri. Raimond, te rog frumos, nu mai râde că eu vorbesc serios acum. Da, o banală joacă, ai ajuns să te comporți ciudat. Cred că m-ai umilit de sub într-o seară. Iar faci pe victima? Nu ne-am făcut nouă cu ochii înainte, stai liniște că e glumă de râs. Dar nu vreau glume de astea să mă facă pe mine, că eu sunt de tot râsul. Mamă, dacă se uită la mine, deja mi-e frică. E psihopat? Dacă iată de că asta e o glumă, o să trăiesc singur. Tu ești o glumă, fetițo, dar tu n-ai înțeles, pricep greu, da, nu te duce capul. Grigore, gata, încetează. Da, dar deja ai trecut o limită. Grigore. De ce vrei să faci show-ul ăsta? Grigore, ai încetează, lasă-o un pic în pace, exagerezi un pic. Tu ești cu capul, bă. Băi, Grigore, tu ți-auzi ce-ți cum îți vorbeai? Cum îi vorbeai? Gluma-i glumă, bă. Doamne, trebuia să ieși tu o limită. Hai, du-te, vezi ce face Mariana. De ce mi-ai făcut? Uite. Unde? Mă strânge față. Ai, mă, nu ai nimic, păpușico. Grigore. Vino încoa. Hai, du-te, hai. Nu mă duc doar să mă duc. E fiind de imozulit toată. Ce ți se pare că a fost atât de wow ce i-am zis? L-ați jucat? Nu. Era serios? Păi de ce? De ce îi vorbești așa? Că așa erau eu. Sfatul meu, încetează cu glumele, du-te și vorbește cu ea, că strici relația dintr-o prostie, serios. Te vin și Mariana? Nu ești că sunt de tău râs? Mariana, tu știi ce simt pentru tine? Ai făcut să mă simt ca ultimul om, știi? A fost o fascinare exagerată, recunosc. Chiar și trebuie să țipi la mine? Tu crezi că am țipat serios la tine? Ți-am demonstrat eu că eu așa sunt? Nu pot să mă prefac atâtea zile și asta să-mi arată toată față, nu am cum. Eu îți garantez că nu sunt alea părerile mele despre tine. Și mama chiar așa îmi zicea câteodată, tu nu știi decât să plângi? Și pur și simplu mai țipat o nemăgări și mai tare. Nu a fost nimic real, de ce nu vrei să înțelegi asta? Cum mai plânge? Eu sunt cu mele proaste în program, nu știi? Da, dacă știi cu domnitează, ai câștia de asta viitoare. Eu vreau să fiu, s-o fac să fie mai puternică. Dar mă, așa ia, mă tu, faci, nu? Așa tu trebuie să-mi pun, tu trebuie să știi, să fii prima care știe când eu glumesc, când fac o glumă. Tu trebuie să știi că tu ești iubita mea. Tu ar trebui să fii cel care mă ridică, nu cel care mă bagă la fund și mai rău. Eu cred că ți-am arătat destul că ți-am în tine. Puteai să realizezi că chiar că nu am încredere 100% în tine, în timp o să am. Mai mult de 100%. Eu vreau să te fac să fii puternică, nu să plângi la fiecare care vine în partea să întrebe ce ai. Mireasă pe